Servus, prietene! Haidu Soboslo, 21 martie 2024. Am ieșit la o plimbare, după cina. Da. Căci face bine. Că să ne... Face foarte bine. O plimbare frumoasă, într-o stațiune frumoasă, cu un soț frumos. Și o soție extraordinară. Adorabil. Ia, uite, asta mi-a plăcut. Da. În spatele nostru, să mă întorc puțin, în spatele nostru este hotelul Beche. Un alt hotel de suflet. Da, un alt hotel de suflet la care se lucrează în momentul de față. Este un hotel care face parte din lanțul Hunguest. Unde noi suntem clienți fideli. Suntem clienți fideli. De bază. De bază, așa este. Nu știu dacă vedeți ceva din el. Nu contează. În partea stângă este Hotel Aurum. Un hotel care mie, sincer, nu-mi spune. Nu știu ce. Că nu prea îmi spune. E considerat unul dintre cele mai bune. Noi îl considerăm cam pe locul 3, pe primul fiind Beche, da. Care da. Acum e lucru. Hai să ne întoarcem să vedem Aurumul descrie exact acolo în spatele nostru. Aurum. Acolo se vede Hunguest Hotel, uite, au și pus, au pus sus Hunguest Hotel, da. Beche. Este, așa este. Mergem să admirăm luminițele. Da. Au și ei loto, la loto. Lumea merge să depună cotizația lunară, săptămânală, aproape zilnică. Admirăm luminițele. Da. Pe partea dreaptă e o terasă. E cam friguț afară, așa că nu e. Pe partea dreaptă însemnând partea asta de aici unde se vede. Așa. Nu e înghesuială la terasă pentru că e cam friguț. A venit frigul și se pare că în weekend vine totuși vară. Mi-aduce aminte de vasteme, eram anul trecut, la sfârșit de martie, eram în Tatra. Eu filmam și nevastă-mea zice, a venit iarna, într-adevăr venise iarna. Că noi când am plecat în Tatra anul trecut, în martie, de fapt era cam primăvară. E, muntele e munte. Și am mai plecat ninge. Primăvara. Și am venit iarna. Și am venit iarna pe o zăpadă. Oh. Da. Exact așa. Da, prietene. Asta este Haidu Soboslo seara. Noi acum, pe Corzo. Noi acum seara facem o plimbare după ce am fost serviți. Cina. Ne îndreptăm către băile termale. Noi nu mai facem baie. Nu, am făcut aici în dreapta noastră, să mă întorc puțin. Este un restaurant și un hotel cu renume. De fapt o pensiune. Nu, este hotel. Hotel este Rila, cum îi zice? Nu mai știu. Iario. Iario. Iario, da, chiar scrie acolo sus Iario. Da. Sunt culori frumoase. E plăcut. Da, e frigus, plăcut afară. E plăcut afară. Chiar nu e frig. Astăzi a fost o zi extraordinară, dacă, repet, dacă nu bătea vântul. A bătut vântul, acum nu se simte absolut nicio adiere de vânt. Este nemaipomenit. Aici sunt băile termale, mai avem câțiva metri. Încă 50 de metri și ajungem la băile termale cu hotelul Aqua del Sol. Aqua del Sol, așa scrie acolo.
așa se numește da. Hotelul. Am fost și la hotelul ăsta, știm și pe ăsta. Nu ne-a dat pe spate cu absolut nimic. Nu, chiar că nu. Da. Scrie așa, să ne întoarcem, Hungaro Spa, cea mai mare baie din Europa. Europa, Lake Major Fjordøye. Da. The largest spa of Acum Europe. Eu nu știu cum se mai numește domnul acesta care el a descoperit. Pavoi. El a descoperit aceste băi. În spatele nostru este statuia dânsului și intrarea principală de la băile termale din Haidu Soboslu. Și mai revenim puțin mai încolo. Ok. Ne mai auzim, prietene.